Salut, oameni buni! Bine ați revenit pe canal. Evident, din nou suntem cu Marius aici. Salut, Marius! Nu mai are nevoie de prezentare, nu mai are. Adevărat, Marius nu mai trebuie să zicem ce, cum, ce și ce face, cine și toate astea. Ăsta cred că este ultimul video pe care îl facem pe anul ăsta, după aia luăm și noi o pauză de câteva săptămâni. Așa onoare. Normal. Așa onoare. All work and no play, nu e bine. Așa. Anyway, ne-am decis că astăzi să facem o mică discuție cu Marius. Și o să vorbim despre un fel de retrospectivă asupra ce ai făcut în ultimele, hai să zicem, 9 luni, cam okay, așa. Și ce urmează pe viitor. Stai să mă așez, că da, e nevoie. Exact, și cam ce urmează pe viitor. Așa că, haideți să începem. De asemenea, nu uitați, aveți linkurile lui Marius în descriere. Like, share, subscribe, la anul 2 este o parte... Băi, dați la băieți ăștia că merită, muncesc în ultima perioadă, au muncit, vă zic eu că știu ce au făcut în ultima perioadă și chiar au muncit. Da. Și în spatele clipurilor pe care le vedeți voi e multă muncă, multă muncă. Dar evident, aceeași chestie se poate spune despre Marius, așa că, fratelo, hai să vedem, ia spune-ne nouă, să zicem aproximativ acum 9 luni, ce a început să se vehiculeze și ce s-a întâmplat până acum. Cam ce ai făcut-o așa? În primul rând trebuie să-mi fac un calcul să văd ce lună e. Da, știu. Tate, eu aseară, eu de 2 zile am fost la festival, de-abia m-am trezit. Deci acum jumătate de oră, oră m-am trezit, că mi-e un somn de nu mai pot, am e la 4 dimineața, trebuie să mă înțelegeți, omul da? Omul meu psihic e încă în pat. Da, exact, da. Cred că și după voce se cunoaște un pic. Deci în principiu aș zice că cam de prin martie-aprilie, ce mai genul ăsta? Martie-aprilie, stai să mă gândesc, martie-aprilie, pe cred că a fost perioada în care eram plecat în Spania, dacă nu mă înșel. Tu știi mai bine. În Spania și știu că am lansat piesa aia Motivația. Am pus eu, am o piesă Motivația. Și a fost, știu că se pare că fix Andrei mi-a făcut cover art-ul la ea. Da, era în tunel de aeroport. Da, mă urcam în avion. Da. Și atunci știu că piesa aia, pentru mine zic acum, deci din punctul meu de vedere ca cifre, mi-a bubuit. Pentru că a avut un reach foarte mare la oameni și am primit foarte multe mesaje cu bă, e altceva piesa asta și a fost, sincer să vă zic așa, am scris-o când eram acolo, am ajuns în țară, am tras-o, dar nu aveam prea mari speranțe de la ea. Nu știu, sincer acum nu înseamnă că trebuie neapărat că orice lucru în care depui efort foarte mare să iasă. Aia, și invers, clar. Nu trebuie ca orice lucru în care nu ți-a luat 1000 de ani să faci așa, nu înseamnă neapărat că nu poți. Oricum eu am ajuns la concluzia că mai bine să nu-mi pun foarte multă încredere în proiectul respectiv, să n-am prea mari așteptări de la el. Ca să nu fii foarte dezamăgit. Exact. Da. Mai ales în treaba asta. Deci mai ales în treaba asta. Într-adevăr, da, aici e o chestie în care... în muzică, aici nu vorbesc în foarte multă cunoștință de cauză, dar îmi dau seama faptul că în muzică tu poți să faci ceva care ție se pare incredibil și nici de aia vă să nu-i pese. Aia clar. Și cade în cap și aia e, se mai întâmplă. Deci, așa. Într-adevăr, e bine să ne așteptăm mari. După am început, oricum mi se pare că nu mai știu dacă vorbeam cu Dani atunci, chiar nu mai știu, cu NDG. Dar în fine, a început colaborarea cu NDG și de acolo toate lucrurile s-au dus numai în sus. Da, corect. Pe această cale chiar vreau să-i mulțumesc pentru că m-a ajutat enorm și încă mă ajută, pe cel puțin pe partea de muzică, wow. Și băiatul știe și n-are nici 18 ani. Și n-are nici 18 ani. Mamă, frate. E mai mic decât vă așteptați, credeți-mă. Asta nu știam. Credeți-mă și are, vai ce talent are băieții și ăsta în el. Wow, asta e tare. Da, uite, am aflat și ceva nou acum, chiar nu știam. Bun, așa, asta a fost piesa aia. Ce-am armat? Mă rog, tu ai început colaborarea cu NDG? Da, după piese, a fost după clipul la stilul românesc. Oh, da, ăla din vară. Exact. În iulie sau când a fost? Da. Iunie sau iulie? Iulie. Cred. Nu, am filmat în iunie, am lansat-o în iulie. Ah, ok. Ah, la sfârșitul iunie, cred. Da. Aoleu, dacă ne-am dus la 3 dimineața la mare, toți, bine, tu erai deja acolo? Da, bine, nu vă gândiți, am fost cu o zi sau două înainte, pentru că tot pentru a filma, adică n-am fost numai relaxat, adică am filmat în weekendul ăla. Cu mamaia, nu? Da, au fost 4 vloguri, deci 3 vloguri, gen prezentarea stațiunii, nu știu ce, ăla din parc, din satul de vacanță, 3 au fost și daily vlog. Când am ajuns acolo M-am culcat la 2 dimineața, deci eu am ajuns sâmbătă, m-am culcat la 2 dimineața și la 4 eram în picioare. Băi, n-aveți cum, frate, să fim în stilul românesc. Era, bă. Dar, țin să menționez, și încă sfătuiesc copiii care ne urmăresc și așa, bă, dacă faceți ce vă placeți, credeți-mă că nu simțiți, deci eu m-am trezit la 4 dimineața, fresh, deci... Da, și e entuziasmul ăla că... Exact. Na, gândește că totul e ca și cum tu ajungi acasă și te juri sau ceva. Exact, exact. Bine, evident că nu merge la infinit treaba asta, adică eu am dormit bine după aia, dar... Da, bravo, că am ajuns acasă după ce am filmat, a trebuit să mai și conduc, să mă duc să vin acasă la Filipești. Am fost, m-am picat bombă. Da, și la fel am fost, dar e și șmecher. Da. Asta e șmecheria. Am ajuns aproape la... 2000 de vizualizări mi se pare la grumul ăsta. Da, cam așa. Uite, chiar super bine. Așa. Asta s-a întâmplat în iunie-iulie. În august. Bă, proiectul meu de suflet pe anul ăsta, EPU. Exact. Mamă, deci a fost și încă este proiectul meu de suflet. De-aia mi l-am și tatuat pe picior. A, da, corect. A fost, tatuajul a fost în septembrie, parcă, dacă nu parcă. Oricum, video cu tatuaj o să apară pe canal, pentru că este și video special de 1000 de abonați, deci cum atingem 1000 de abonați, videoclipul e pe unlisted pus, doar îi dăm post, cum am făcut 1000 de abonați. Deci treaba e pregătită. Să vedeți câtă durere am suferit eu acolo, dar e durerea aia pe care aș mai repeta-o de nu știu câte ori. Da. Vai, cât de frumoasă e durerea când îți faci tatuajul. Da, așa. Asta nici eu n-am văzut, să știți, adică noi de obicei... Eu și cu Andrei oarecum avem acces la anumite chestii behind the scenes la Marius, dar asta nici noi nu știm, adică aici... Voi ați văzut doar tatuajul final. Da, atât. Exact. Mă refer la tot procesul și așa, da, exact. Da. Așa, ți-am zis, proiectul meu despre EPU, doamne, deci s-a muncit la EPU ăla în ultimele... Gândiți-vă, noi filmam stilul românesc și pe spate cum ar veni Dani acasă, mixa și masteriza, doamne, cât haos a fost cu proiectul ăla. A fost treabă mult acolo, Vai. Gândiți, mai aveam 3 zile înainte de lansare, înainte de ziua mea, eu nu aveam făcut artwork-ul la el. Eram cu Dani, bă, nu știu ce faci, adică ne făcusem pozele la Andrei cu o săptămână înainte, deci o săptămână mai aveam. În weekend, sâmbătă parcă sau duminică, am fost la Andrei acasă, am făcut pozele pentru artwork. Atunci când n-am putut eu să vin, După Dani, până joi-vineri a avut super multă treabă, n-a putut să mă ajute și eram, mamă, bă, deci ce stres am avut. Dar vezi, iarăși, un stres, adică e un stres care îți face, dacă totul mergea perfect, n-aveai ce spune. Exact. După... Tot la fel, a fost piesa Madrid, care a ieșit la 12 noaptea cu Vijolul. Vijolul făcut de Andrei. Vijolul ăla, Pentru că a zis Andrei, săracul, că bă, nu știu dacă pot să te ajut, că și eu am treabă, mamă, ce fac? Toată lumea avea treabă. Deci a fost o perioadă, era și pe sfârșitul verii și toată lumea avea proiecte și toate alea, mamă, a fost nebunie. Dar... Acum a meritat și mulțumesc lui Dumnezeu că fără el n-aș fi reușit ce am reușit anul ăsta. Când te uiți în spate, chiar multe lucruri s-au întâmplat și multe lucruri mișto. Da, exact. Așa, bun, aici am fost în septembrie, cam așa, da? Bun, ce am rămas după aia? A fost cumva imediat clipul de la drum? Da, a venit colaborarea cu Purni. Așa, neașteptata colaborare cu Purni. Deci asta e o chestie de notat. Mamă, câte au fost anul ăsta, frate. Stau să mă gândesc câte au fost anul ăsta. Mie asta cu Purni mi se pare la fel de notabilă ca EP-ul, dacă mă spune. Deci chiar e un lucru destul de high level. E pe locul 2, n-am cum să-l pun. Într-adevăr, l-aș pune din punct de vedere al colaborării numele de Purni. Dar gândiți-vă că EP-ul e proiectul meu de suflet. Da, bine, EP-ul a fost o chestie, o dorință personală. Exact. Cu Purni poate nici nu te așteptai, știi? Da, exact, a venit neașteptat deodată. A fost surpriză din partea lor mei și... Da, și este un achievement, deci treaba asta e mare, mare lucru. Clipul mi se pare iarăși că a ieșit foarte bine. Acum, din punctul nostru de vedere... Și ăsta 1900 sau 2000. Da, din punctul nostru de vedere ca producător, clipul ăsta, cred, vorbim doar de partea video, că acolo am fost noi implicați, cred că a fost... Hai zi. Da, nu. Voiam să zic cel mai bun pentru că, evident, de la fiecare am învățat. Dar n-a fost cel mai variat, fiindcă, totuși, ăla la mare a fost ceva mai variat. Da, pentru că, haideți să explicăm și la oameni de ce. Colaborarea cu Purni în primul rând a fost neașteptată și clipul la el a venit, noi, de fapt ideea a fost, povestea a fost în felul, noi trebuia să filmăm la altă piesă clip. Da, da, exact. La o piesă de pe EP, la mai aproape parcă sau la să avem succes, una din ele. Da, nu mai știu care din ele. Și am zis, bă, e ceva nou pentru canalul meu, e o colaborare cu un artist din industria muzicii trap, care huge, exact. E foarte mare, exact, asta vreau să spun. Am zis, trebuie să o dăm. Exact. Și gândiți-vă că noi am vorbit cu o săptămână înainte de clip, așa. Filmăm și a doua săptămână am filmat și nu știam, am vorbit în săptămâna aia, știu că îi sunam pe băieți aproape în fiecare zi. Da, 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 cum, bă, ce, unde, da, da. Când, cum, cu ce, cine mai vine, ne mai trebuie recustă, ne mai trebuie, acum mă îmbrac, cum facem, băi, deci da, nu mai a fost un haos. A fost într-adevăr un clip, n-a fost făcut pe grabă, dar partea de plănuială, ca să zic așa, a fost destul de rapidă. Bine, acum dacă mă întrebați pe mine, când vine vorba de făcut ceva în București, unde suntem, da, deci practic nu era atât de... A fost mai mult... E fără nicotină, să știți, da, nu fumați. Deci kid friendly. Așa, a fost mai multă planificare de făcut la mare, dar na, la mare aveai și un drum, aveai orele alea. Bă, cred că aia a fost mai greu la mare. Noi a trebuit să ne încadrăm până la răsărit pentru fazele de noapte, adică au fost alți factori care au contribuit aici. Pe partea asta cu București la drum, aia acolo a fost un pic mai ușoară, pentru că am început de ziua. Am fost aici aproape, da, doar fost... ne-am învârtit cu mașina. Exact, adică... am făcut niște filmări într-un loc, am luat o pauză, ne-am dus, ne-am luat o cafea mai aia, fost... nu știu ce. Cine știe Bucureștiul deja puteți zice, a fost pe podul Basarab. Sub Bas, da, mă rog. Deci cum coborez pe Giulești, mă rog, este o parte de triaj undeva prin spate. Imediat după ce coborâți, lumea poate știe. Oricum, mulți oameni fac poze pe acolo și chestii. Exact. Așa. Și a mai fost a doua locație. Bine, de fapt, a doua a fost podul și prima locație a fost, nu știu, zi tu că nu mă pricep. Unde am și uitat? Cu trenurile. Unde sunt trenurile abandonate. Păi ăla e triajul. Păi și stai, și podul unde a fost? Păi triajul, Giuleștiu, nu, deci triajul, podul Basarab și mai ce? Atât e, nu? Ah, ok, două, stai. De-aia zic că e mai puțin variat. E mai puțin variat decât ăla de la mare. Asta au fost două chestii. Da, 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 două. Doar că le-am alternat foarte mult între ele în timpul clipului și nu vă dați seama de o cronologie între ele. Dar noi am așteptat să lase seara după ce am filmat treaba cu trenurile și ne-am urcat pe Basarab. Și dacă nu mă înșel, nu în aceeași zi sau după, nu mai știu asta, când am filmat pentru voi două clipuri. Nu cred că în aceea zi. N-a fost în aceea zi. Mă îndoiesc, mă foarte îndoiesc. Da, am filmat cu golful. Cu Bă, atunci a fost. Atunci a fost. Da. Pentru că noi așteptam să vină seara, mamă, să se lase seara. Și dimineața ne-am văzut, ai uitat? Mamă, după am filmat cu golful. Ați mai filmat voi clipul în care ați mulțumit la oameni că ați făcut nu știu câți ani, cam 2-3 ani de YouTube. Gata, și după știu. Am filmat clipul pentru piesa mea, eu nu mai puteam, ăștia filmau ultimul clip, eu fierbeam acolo, de-abia așteptam să ajungem la locație, da, să fie totul bine. Mama, acum că îmi dau seama și privesc în spate, aia a fost o zi... Exact cum a fost pentru mine, deci exact cum a fost pentru mine când am filmat stilul românesc. Da, exact. Efectiv. Da, așa e, că și la stilul românesc erai de o zi acolo, ai filmat și cu mama, ai exact ce ne-am zis, da. Da, deci mecheria era așa, că noi aveam în cap 3 locații, dar de fapt doar 2 au fost folosite în clipul lui Marius. Au mai fost locații în care am filmat primul review la golf și atunci, mă rog, review, prezentarea. Da, da, mi-a dat peste cap, că știu că am mai fost într-o locație. Da, și acolo când am făcut 2 clipuri de fapt pentru noi și ăsta mare pentru Marius. Unul pentru noi a fost prezentarea golfului când erai și tu și al doilea tot cu tine, evident, când tot imediat după am mulțumit și așa eram lângă mașină. Da, dar eu eram în spatele camerei. A, da, stai, tu erai în spatele. Erai cu Andrei tu. Cu prezentarea ai fost tu. Da, eu doar cu prezentarea. Știu, da, aici tu, da. Oricum, foarte, foarte mișto ziua aia. O țin minte și acum. Mamă, ce haos. Băi, și ce s-a mai întâmplat? Suntem în... Păi ți-am zis, colaborarea cu Purni. Aia că am fost ultimul pe anul ăsta, așa, gen notabil, bănuiesc. Da, și au venit foarte, în ultima perioadă au venit extrem de multe piese pe canal. Da, da. Deci aveți de recuperat, în caz nu v-ați uitat. Exact. Cum și la noi, de altfel, conținut gârlă tot apare, live-uri, jocuri, tot felul. De asemenea, urmează o chestie de anunțat legată de canalul nostru, și anume că, de fapt, urmează să facem un nou canal, da? Bam! Nici tu nu știi treaba. Ce? Stai. Da, nu, e un canal în adiția ăstuia, adică nu e locul lui sau ceva, da? Acum, wow. Pot să vă zic, fiind ultimul video, n-are rost să ținem așa o surpriză și nu suntem de aia cu să facem haide și nebunii. Ce șoc ne-am luat. Da. Deci urmează să deschidem un canal în care vom face, practic, taste test la diverse mâncăruri. Da, îmi place să mănânc. Semen un pic cu el, merge. Da, știu, tocmai că semen puțin cu îmi place să mănânc, dar... salut Mihai, by the way. Dar șmecheria nu este numai asta, nu vrem să facem un copycat. Da, logic. Treaba este că vrem să, adică avem plănuite și suntem în discuții cu anumite locații în care să facem un fel de colaborare, nu doar să mâncăm și zicem cum e, așa. Facem un fel de mini-serie de asta în care suntem și în bucătărie, vedem cum se prepară anumite chestii, poate o discuție cu ownerul, da. Frumos. Deci ceva un pic mai mult decât doar, uite, asta e mâncarea, e bună, nu e bună, știi? Foarte caterica asta. Da, plus că m-am gândit la chestia asta și pentru că mâncarea e o chestie destul de subiectivă. Eu poate mănânc ceva ce mi se pare un guneș și se pare super bun sau invers. Da, uite. Și, review-uri de genul ăla, nu știu, n-au mereu cel mai mult sens. Dar este cineva la noi pe YouTube românesc care face treaba asta? Bă, mă îndoiesc că nu există nimeni, dar cel puțin eu până acum nu. Eu nu am văzut. Da, și urmăresc, nu chiar pe toți, adică hai să nu fiu nici așa, dar urmăresc în asta de mâncare. Da, să știi. Și nu prea am văzut să văd direct cum se prepară mâncarea și tu să mănânci. Da. Știi ce? Am mai văzut într-adevăr challenge-urile alea când își prepară omul direct mâncarea de la din bucătărie și după își mănâncă. Gen cum mai face Dorian sau știi ce zic? Bă, noi vrem să cum a fost ceva... ultimul cu sushi și astea, exact. Dar... Exact. Vreau să fie ceva flexibil, adică poate facem și chestii din astea. Poate... Mamă, deci să te văd pe tine la cratiță, Doamne, e tot ce-mi doresc. Ai fi surprins. Deci e tot ce-mi doresc cu 2023, pe tine asemenea, sau pe Andrei. Exact, da. Surprize există. Anyway, și mă rog, fiindcă vreau să fie ceva flexibil, nu înseamnă neapărat că nu putem să mai facem și o chestie de genul ăsta. Adică nu numai mereu restaurante, poate luăm ceva la takeaway și facem un review normal sau gătim, vorba ta, deci. Ideile sunt acolo, mai e doar foarte puțin până să punem la cam niște chestii ca să materializăm. Da, și eu zic că o să iasă ceva interesant. Din partea mea o aveți fără... Da, exact, mai totdeauna am fost pro orice facem noi, cum și noi suntem evident față de tine. Ei, mai sunt mici discuții, Marius, hai să nu fim totuși cârcotași, adică mai sunt. Marius nu o să facă o vreme clipuri ca să inveniți cu video ăsta. Nu, hai să nu fim cârcotași acum, mai sunt momente când, mai aveți noi pe ale noastre. Normal că nu suntem clone, adică e normal să avem păreri divergente, evident. Așa, dar... Lumea știe, mă, că-s Caterin, că nu mă... Exact, nu, Marius, da, chiar... Da, mă, ce... Dacă îți dau una... Anyway, așa, acum... Ce urmează pe viitor la tine? Noi ne-am cam zis, practic, viitorul. Evident, așa, ca o scurtă paranteză și pentru noi, urmează, evident, pe lângă canalul ăsta de care spuneam, același conținut din ce în ce mai mult, din ce în ce mai calitativ pe canalul principal, live-uri, game, tot felul de chestii. Deci, stați geană pe treaba asta. Dar, Marius, că despre tine vorba aici, spune-ne nouă ce ai ca planuri pentru 2023, dacă ai ceva gândit încă. Da, știu că, în general... și la camera arăt asta și sunt destul de calculat în tot ce fac și îmi place să-mi gândesc proiectele de viitor, dar acum o să surprind pe toată lumea. Și să zici habar n-am. Că habar n-am. De ce? O zic și de... Ok, știu în mare că vreau ori să mai vină 100% un epic, un NDG, 100%, pentru că avem deja ceva pregătit. Bun. Vloguri, toate astea, dar... Uite, dacă vrei să dau așa la lume un hint, vreau la anul să mă concentrez pe canal, de fapt cu ce fac pe canal, cam 70-80% pe muzică și restul pe partea de vlogging. Pentru că, ok, a fost anul ăsta și cu EP-ul și colaborarea cu Purni și piese, dar eu simt că nu m-am concentrat îndeajuns pe muzică, pe cât ar fi trebuit. Aha. Și am făcut anul ăsta, a fost mai mult pe partea de vlogging. Bă, dacă știi sigur că asta vrei să faci, go ahead. Deci la anul o să fie mult mai multă muzică pe canal. Pentru că am... Voi știți că da, noi, da, am niște obiective în cap pentru 2023 pe care nu vreau să le spun la cameră în momentul de față. Da, adică eu sunt genul la care încerc să tac și să fac, știi? Exact. Da, când e de spus, e de spus. Cum a fost și colaborarea cu Purni, ați văzut, până n-am ajuns în Timișoara și n-a fost totul sigur, nu v-am zis nimic. Exact, da. Pentru că mie îmi place să știu să fie totul sigur, dacă e în contract sau așa, să pun pixul pe foaie. Vrei pentru 2023? Urmează o colaborare cu un brand, nu pot să dau momentan nume. Da. Voi știți foarte bine. Exact, știm, da. Mai mult de atât nu pot să vă zic. Deci, atâta. Long story short, urmează chestii ca lumea. Da, asta clar. Asta e important. De acum încolo putem doar să urcăm, nu mai avem cum să dăm în jos. Băi, asta e foarte, foarte important de reținut. Și asta să aveți și voi mentalitatea. Exact, exact. În momentul în care ajungeți la un nivel, nu mai puteți să coborâți. Exact. Bine, puteți să coborâți, să nu fim iar cărcotași, dar dacă ești cu capul pe umeri, n-ai cum să mai cobori, decât să urci. Atât. Ideea de bază este că e bine să ai... hai să spunem un fel de mindset ăsta pozitiv. Știu că nu toată lumea lucrează cu chestia asta. Unii preferă să își imagineze că totul e nasol și că sparg toate profețiile așa, dar na, nu știu, teoretic noi suntem pe ideea că trebuie să gândești pozitiv, exact, trebuie să spui ținte sus, dar în același timp să te menții realist, adică să spui o țintă prea măreață și e ceva aproape imposibil de ajuns, doar că vrei tu să fie ceva măreț, s-ar putea să te demoralizezi. Și încă ceva... Dar e bine să spui ținte realiste, să le spargi pe bucăți și să atingi fiecare obiectiv. Corect. Și încă ceva ce trebuie să spun, anume începutul de an, mă rog, cam jumătate până în iunie-iulie, să nu săriți pe mine dacă o să vedeți că o să fie perioada în care nu o să postez, că eu am licența și o să fie haos. Da, eu acum e ultimul an de facultate, deci... O să fie haos. Adică, da, mulțumesc. Să nu săriți pe mine, că na, poate unii ați trecut, alții urmează să treceți și na, știți cum e. Într-adevăr, e complicat, dar lasă că omul meu aici se revanșează. Oricum, nu vă las, adică de postat, oricum postez, stați liniștiți. Faci un live de la o sesiune sau ceva. Da, cum ar fi? Cum ar fi? Camera ascunsă frumos la licență. A, și apropo de postat pe canal, și astea mă gândeam să încep în următoarea perioadă să pun shorturi, dar nu cum faceți voi și cum fac alții, eu vreau să pun doar strict cu muzică, gen snippet-uri, știi? Da, e o idee destul de bună. Că am văzut că shorturile cam se duc destul de repede, foarte bine. Da, fii atent, eu ca și persoană de end user, practic până acum eu chiar am descoperit câteva melodii. Prin shorturi sau TikTok? Da, gen sunt TikTok-uri de alea sponsored, care sunt ad-uri, nu sunt ceva ce dau eu follow, îmi apar. Și bine, cred că tot pe bază de interes și chestii, fiindcă erau fix genurile pe care le ascult eu. Și mi-a apărut și eram, bă, dar ce e chestia asta, că e mișto. Pus Shazam-ul sau vedeam în comentarii ce e sau chiar scria în descriere și melodie nouă descoperită. Aia deci, zic. E o chestie bună, da, să știi. Un altă, ca oricare alta, de promovare și, da, cred că trebuie luată în considerare. Și pe 2023 aș vrea să mă concentrez foarte mult pe promovare. Adică aș băga câțiva bănuți numai în promovare. Băi, e o chestie pe care oricine din industrie o face. Pentru că eu, uite, asta din punctul de vedere al promovării nu consider că am făcut foarte multe. Da, aici nici noi, sincer, dar într-adevăr urmează. Bă, perfecționare, practic, e the name of the game. Da, clar. Asta e pe 2023. Adică în 2023 aș vrea să trimit piese către, gen către react-uri, pe live-uri la YouTuber și toate astea. Da, practic baza e făcută, urmează doar să ne optimizăm. Da, exact. Foarte tare. Băi, atunci, oameni buni, cam asta a fost clipul de astăzi. Marius aici a fost prezent cu voi, evident. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ne urmăriți. Vă mulțumim foarte mult pentru că deja de 2 ani sunteți cu noi, cu Marius de mai mult timp, din ce știu, nu? Teoretic? Da, de mai mult. 3 ani, cam așa. Dacă luăm cu totul, știi? Da, așa? Este un mare lucru pentru fiecare din noi chestia asta și ne ajută maxim să continuăm, pentru că dacă n-ați fi voi nu s-a întâmplat nimic. Sunt 3 ani de când nu mai lucrăm la Ikea, gen că lucram, că atunci m-am și apucat. Pentru că am început cu videoclipul cu Baia Mare și unde e Cosmina? Baia Mare! Nu mai așa striga prin toată Ikea. Nu știu când am fost în Ikea, în 2021, nu? 2022? Nu, ba da, 2021 în octombrie. Nu, 2020 vreau să zic. Nu, da, în octombrie 2020. Da, cam așa. Și eu am terminat prin mai sau ceva. Da, mai, și eu la fel am terminat. Ai terminat la o săptămână, două, maxim o lună după mine. Da. După ce am plecat eu. Cam așa. Da. Și de asta zic, deci sunt vreo 3 ani de YouTube, da. Pentru că eu mă apucasem de muzică până să mă angajez la Ikea, dacă a fost prin octombrie, nu știu, da, prin mai, iunie 2020. Da, oricum, ideea de bază, că asta e important, este faptul că ați fost lângă noi, da, asta fost, contează, că fără voi... Noi, în momente bune și în momente mai puțin bune, că na, mereu se mai întâmplă chestii. Dar și dacă nu erați voi... Am avut și noi experimentele tâmpite cu engleză, cu nebunii. Niște... A, lasă, stai să vezi cum e să mănânci banană cu intere. Sau... da, și să alergi în kiloziana. Bă, sau da, așa, hai mă, da, serios. Da. Dar nu regret nimic, probabil o să mai urmeze clipuri din nebunii de-astea, dar stați să termin cu licența ca să poți mă concentrezi 100% pe asta. De-abia aștept, jur, deci am un stres cu licența și cu facultatea. E, lasă că dispare și ăla și după aia când o să treacă o să vezi. Oolo, de-abia aștept. Exact. Anyway, oameni, vă mulțumim foarte mult pentru vizionare și pentru urmăriri. Nu uitați, în descriere aveți tot ce înseamnă Marius, pe noi ne știți deja, vă încurajăm să ne susțineți în continuare pentru că merită și așa că cu această treabă încheiem anul, un an foarte de succes și ne vedem la anul. Salut! Pa! Noroc!